În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu vă bucurați că duhurile vi se pleacă, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iubiți credincioși, iată un prilej deosebit de a vorbi despre numele noastre, prilejul cu care astăzi Sfântul Ierarh Nicolae ne-a adunat aici. Bine, că ne-a adunat așa de mulți, să nu credeți că este un lucru cu totul și cu totul întâmplător. Este și numele bisericii noastre. Vă să zic că mi-am propus ca astăzi să vă spun câteva cuvinte despre numele noastre. Ați văzut că atunci când veniți la biserică, veniți cu câte un pomelnic pe care vă treceți numele de botez. V-ați întrebat vreodată de ce nu vă trece și numele de familie? Poate că veți crede că biserica este oarecum desuetă și nu știe că actele noastre civile încep cu un nume de familie. Nu. Aici, în biserică, numele noastre ne trezesc. Ne spun că noi suntem așteptați de către Dumnezeu, fiecare în parte. Dacă am fi trecut în afară de numele de botez și numele de familie, am fi putut crede că la un moment dat, la o familie pe care o știm de atâta vreme, ale cărei fapte au fost consemnate încolo sau încoace, am putea crede că numele noastre sunt luate așa cu totul. Sau am putea crede că dacă noi ne-am înrudit cu oarece familie, putem să spunem ca cei care au câte un coleg mai sus spus, zice, și eu am fost coleg cu tare. Nu. La biserică, înaintea lui Dumnezeu, suntem noi și atât. Noi, după ce suntem pomeniți aici, facem într-adevăr neamuri. Noi suntem dintre cei care ne adunăm unii cu alții. Dar să știți că numele noastre de botez sunt foarte puternice. Gândiți-vă că după ce ne-am trecut dincolo, ce mai rămâne după noi? O să ziceți că rămân oasele, că se mai fac la 7 ani deshumări, că se mai fac anumite slujbe, da. Dar după noi un lucru sigur rămâne, numele nostru. Pentru că aici pomenim deopotrivă și pe cei vii și pe cei morți. Înseamnă că din calitatea noastră de viu sau de mort, singurul lucru care rămâne să treacă granița este numele nostru. De aceea numele nostru are o foarte mare importanță. Și trebuie să ne gândim care este importanța acestui nume, pentru că de multe ori noi, ca părinți, să zicem, sau ca nași, nu ne gândim la perspectiva în care rămâne un copil marcat de numele pe care îl poartă. Așadar, când vedem un copilaș, putem să-l alintăm, Cosminelu, Ionuț, Vasilică, un alta, dar gândiți-vă că acel copil va ajunge mare. Și dacă nici lucrul acesta nu vă problematizează, gândiți-vă că acel copilaș este chemat să ajungă înaintea lui Dumnezeu și nu putem să-l ridiculizăm cu cine știe ce nume sau diminutiv. Trebuie să fim atenți ce nume alegem. Eu, unul personal, sunt întrebat de foarte multe ori dacă e bine să alegem numai un nume sau două nume de botez. E bine, înaintea lui Dumnezeu, oricum noi suntem cunoscuți cu numele nostru. Dar să ne gândim, dacă folosim două nume la botez, ce se va întâmpla cu copilul acela atunci când va ajunge la școală? Probabil că noi l-am strigat într-un fel acasă și la școală, probabil doamna educatoare, prima dată și apoi învățătoare, se va lega de un alt nume din cele două, să spunem, trei. Am avut și 5 nume citite pe un pomelnic ale cuiva, așa că... Și copilul va fi foarte derutat, pentru că la un moment dat nu va ști
cui se adresează cel care rostește un nume. De aceea e bine să ne concentrăm asupra unui singur nume, pentru că numele este foarte puternic. Și puterea pe care o are numele este atât de mare, încât nici nu ne dăm seama ce se întâmplă. Sunt, într-adevăr, dintre cei care au tradiție în a rosti mai multe nume. De exemplu, frații noștri de la Răsărit, apoi când se adresează cuiva, se adresează și cu nume de familie și cu toate numele pe care le are celălalt. Dar asta este tradiția. La noi însă nu avem această tradiție. De aceea, numele noastre trebuie să fie concentrate, pentru că sunt foarte puternice. Dar v-am spus la început despre ceea ce i-a avertizat Mântuitorul pe ucenici și pe apostoli. După ce i-a trimis într-o misiune de probă, ca să vadă așa cam cum se face apostolia, le-a dat putere să scoată duhurile nevăzute, să vindece, să învie din morți. Și ei au venit foarte bucuroși de acolo. Doamne, Învățătorule, ni s-au plecat duhurile, am înviat din morți, am vindecat pe cei bolnavi. Nici mâine nu ne-am pus pe ei, ne-am uitat la ei. Și a zis, nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, că înviați pe cei morți, că vindecați pe cei bolnavi, ci bucurați-vă că numele voastre au fost scrise în ceruri. Cine scrie numele noastre în ceruri? Numele noastre, în primul rând, le scrie Dumnezeu în ceruri de când am venit pe pământ. După care, ce înseamnă numele noastre? Numele noastre au mai fost purtate și de alții înainte și au fost încărcate. Pentru că aici vreau să ajung. Încărcătura numelui Sfântului Ierarh Nicolae, care de altminteri purta și el numele tatălui său, al unchiului său, imaginați-vă că a ajuns până la noi încărcat cu putere multă. Fiecare generație de Nicolae a pus câte ceva la acest nume. Ați constatat probabil că dacă v-ați uitat așa pe câteva statistici vis-a-vis de hramul bisericilor, printre cele mai multe hramuri, nume de patroni de sfânte lăcașuri, după Maica Domnului este Sfântul Ierarh Nicolae. Acum, dacă vom face peste 100-150 de ani aceeași statistică, cu siguranță că Sfântul Nectarie și Sfântul Andrei vor păși câteva locuri în față. Așa este istoria numelui. Trebuie să se predea o anumită ștafetă. Uitați-vă, de exemplu, la poporul român. Ion, Gheorghe și Maria, până acum vreo 20 de ani, erau cei mai mulți din România. Să știți că Sfântul Apostol Andrei de mult se bate așa aproape de la egal la egal cu Sfântul Ioan, la nume vreau să vă spun, iar Sfântul Matei și Sfântul Nectarie vin din urmă cu forță multă. Va să zic că numele noastre sunt puternice, dacă însă nu le considerăm, numele noastre nu vor mai avea putere, pentru că puterea nu este prin sine într-un nume, ci este prin folosința lui. Dacă ne uităm, sunt anumite nume care ne atrag. Sunt anumite nume pe care numai dacă le pronunțăm, deja avem o altă lumină. Trebuie să ne dăm seama că, de fapt, numele este viața noastră. Într-un fel, se concentrează asupra noastră, pentru că dacă aude cineva de noi, deja nu trebuie să ne aibă în față neapărat, ci prin rostirea numelui nostru sau prin gândul la noi, imediat are parcă o imagine în față. Este Cutărică. Și atunci chipul pe care noi îl avem este unul care trebuie să fie păstrat cu sfințenie. Iubiți credincioși, ziua cea mare a praznicului de astăzi este închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Deși știu că îi cunoașteți multe dintre minunile pe care le-a săvârșit, eu am să mă opresc totuși, ca în fiecare an, asupra momentului în care Sfântul Ierarh Nicolae a ajutat pe tatăl cu cele trei fete. Este un moment
tulburător pentru mine personal, pentru că toată copilăria mea, eu am crezut că Sfântul Ierarh Nicolae, după cum și sfinții care sunt numai în cer, cum ar fi sfinții arhangheli, sfinții care nu au avut trupuri niciodată, sfinții voievozi, așa am crezut și despre Sfântul Ierarh Nicolae. Că Sfântul Nicolae a fost dintr-un început pe acolo pe sus și vezi, Doamne, mai venea din când în când și mai ajuta pe câte cineva. Mai ales, așa cum am spus și altădată, în momentul în care citeam că a trecut pe lângă o casă și a auzit la fereastră cum se văieta tatăl lângă trei fete cărora nu mai avea nicio șansă să le dea ceva să le ajute, mi-am zis eu așa în mintea mea de copil, zic, o, dar cum putea să aud așa ceva prin geam? Înseamnă că nu era un trăitor pe pământ, era sfânt, adică era duh. Dar mi-a ajutat Dumnezeu să ajung și mira lichiei și să văd că nici iarna nu se închid geamurile și de multe ori lumea încă acum, în anii de mileniu al treilea, nu au nici ferestre la geamuri. Acum vă imaginați ce s-a întâmplat acum 1600 de ani în urmă. Dacă acum n-au ferestre, înseamnă că atunci abia aveau ziduri. Și vreau să vă spun despre Sfântul Ierarh Nicolae că acum de-abia îl percep ca pe cel care a trăit pe pământ. Și este mult mai valoros așa pentru mine, în sensul că ne arată că se poate, fraților. A să zic că venea noaptea și a auzit că se vaietă cineva și s-a dus și a lăsat în ghetuțele fetelor și în ale tatălui, zice acatistul, aur din destul. Acum veți spune că este o anumită poveste. Nu este așa. Și să vă spun și de ce. Pentru că aurul acela din destul, în momentul în care îl vezi într-un ținut foarte, foarte sărac, să nu crezi că nu există. El se concentrează în mâna celui care știe să-l dea. Probabil că Sfântul Ierarh Nicolae îl avea din altă parte, dar diferența între el și contemporanii lui, cum este până astăzi, a fost întrebarea sinceră a Sfântului Ierarh Nicolae când va fi primit banii aceia. S-o fi întrebat, Doamne, ai cui sunt? Dacă ne-am întrebat și noi, la un moment dat, despre darurile pe care le primim, să zicem, Doamne, ale cui sunt? Pentru că nu o să dorm nici în două paturi într-o noapte, nici nu o să mă duc de colo până colo la volanul la două sau trei mașini deodată, ci cu siguranță ceea ce primesc este în mare măsură al altuia, care îl așteaptă tot de la Dumnezeu, dar prin mâna mea. Dacă am ști să lăsăm ca o apă curgătoare bogăția asta să meargă pe lângă noi, către locurile în care trebuie să ajungă, cu siguranță că așa am înțelege numele pe care îl purtăm. Și dacă Sfântul Ierarh Nicolae nu a trecut indiferent pe lângă oamenii aceia care n-aveau nicio șansă să nu păcătuiască, iată că învățăm și noi. Și până astăzi, în noaptea dinspre 5 spre 6, sunt tot felul de tradiții în care copiii sunt învățați să-și pregătească ghețuțele, adică să facă și ei ceva, astfel încât Moș Nicolae, pentru că nu se supără Sfântul Ierarh Nicolae, că zice Moș Nicolae, să vină și să așeze în ghețuțele lor câte ceva. Că sunt dulciuri, că sunt bani, important este că cel care și-a pus ghețuțele goale înainte, acum le va avea pline. Am ajuns aici ca să vă spun că diferența între Moș Crăciun și Moș Nicolae în mintea dumneavoastră este fals făcută, pentru că vă gândiți la Moș Crăciun că ar fi fost așa mai mult un spirit, mai mult un duh. Dar acum trebuie să știm că și Moș Crăciun este tot un personaj care a trăit. Tradiția pe care o știu eu, că sunt multe, dar eu știu mai una, este că Moș Crăciun, de exemplu, a fost cel care a primit pe Sfânta Familie Iosif
și Maria ca să nască în peștera, în ieslea în care s-a și născut. Și după ce a văzut minunea, s-a convertit și a rămas și el un spirit de om la început și apoi un spirit de sărbătoare pe care îl trăim și noi astăzi. Și dărnicia pornește de la dărnicia pe care am învățat-o de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său cel unul născut și de aceea poate că v-ați întrebat de ce se numește decembrie luna cadourilor. Este luna în care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Și ca să închei și să vă apropii mai mult de Sfântul Nicolae și de Moș Crăciun, am să vă spun cum o familie foarte săracă, cu un singur copil, în miez de iarnă a fost surprinsă văzând pe copilul lor că își freca cizmulițele să le așeze, să le umple moșul. Și ei săracii n-aveau cu ce să le umple. Vă imaginați acum câtă tristețe și câtă disperare până la urmă să-ți vezi copilul că așteaptă ceva și n-ai ce să-i dai. Ei bine, după ce și-au dus copilul la culcare, s-au tot gândit ce să facă, ce să facă. Acum vă imaginați că nici măcar n-aveau să pună o bomboană sau credeți, aia, dar nu putea să-i pună, n-aveau, pur și simplu n-aveau. Și-au scos și cizmulițele afară în așteptarea minunii. S-a întâmplat că a dat o zăpadă în noaptea aceea și dimineață s-au uitat, ei așa erau acoperiți de zăpadă. Ia uite-mă, după ce când am avut ce să le pun în ghetuțe, le mai ia și ude. Dar copilașul a venit cu un zâmbet pe față și a zis, mai, tati, ia uite, a venit Moș Nicolae azi noapte. Un cățeluș care n-avea unde să se ascundă, noaptea aceea pe zăpadă, a intrat într-o ghetuță. Și acesta a fost semn pentru bietul copil că Moș Nicolae nu l-a uitat. Și ceea ce n-au putut să-i dea părinții, i-a dat Moș Nicolae și se spune că ar fi îngrijit de cățelul acela toată copilăria lui. Iubiți credincioși, dacă vom fi atât de nemernici încât să nu înțelegem simboluri și să retezăm de la copiii noștri bucuria de a face o legătură între viața noastră de aici, de pe pământ, și ce este în cer, nu putem să ne uităm în oglinda duhovnicească și să ne apropiem de rugăciune către Dumnezeu. Dacă nu vom încerca să credem în toate simbolurile pe care acum ne așteaptă, inclusiv biserica, să le reconsiderăm, n-am făcut nimic. Poate că mulți dintre noastre v-ați întrebat ce caută bradul aici, părinte? Vă răspund. Bradul este o încreștinare a unui obicei. Se spune că Sfântul Apostol Andrei, venind în Dobrogea, a găsit un popor așa cum era, adică nu era creștin, până când nu s-a născut ca român, nu s-a născut nici ca în calitate de creștin. Și au venit cu tot felul de obiceiuri păgânești, cu capra, cu pomul, cu bradul. Și încet, încet, Sfântul Apostol Andrei se spune că a intrat în dialog cu fiii băștinașilor și le-a spus și despre cel care a făcut capra și despre cel care are grijă de pom. Și iată că nu a scos din mintea lor nici obiceiul cu capra, nici împodobitul pomului, ci n-a făcut altceva decât să-l încreștineze. Ați văzut în chipul unor globulețe, ba forma pământului, ba bine, acum mai apar și îngerași și altele. Simbolistica este destul de ofertantă la ziua de astăzi. Dar ceea ce vedeți agățat în pom sunt dorințele noastre, sunt simboluri ale pământului, sunt simboluri ale sunetului duhovnicesc prin clopot, sunt simboluri ale bunăstării, sunt simboluri ale dorințelor noastre de a rămâne copii. Dacă nu rămânem copii, degeaba ne pregătim să îmbătrânim frumos. Numai niște copii pot îmbătrâni frumos, dar să fie copii până la capăt.
De aceea, iubiți credincioși, îl rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae, care ne-a prilejuit întâlnirea de astăzi la Sfânta Liturghie, să ne lumineze mintea, să ne îmblânzească pornirea spre a instaura o stare de dreptate, pentru că dreptatea noastră este înaintea lui Dumnezeu, cum spune rugăciunea de la Sfântul Maslu, ca o cârpă lepădată. Dacă vom înlocui dorința de a instaura dreptatea cu dorința de a îngădui pe celălalt fără să-l judecăm, cu siguranță că acesta ar fi darul pe care Sfântul Ierarh Nicolae ni-l poate trimite ca să-l folosim. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca Sfântul Ierarh să însemneze asupra noastră gândurile bune și celor care poartă numele să le dea lumină numelor lor, astfel încât cineva care să citească undeva că îl cheamă Nicolae deja să-l încarce cu putere multă, cu răspunsuri bune la ceea ce a solicitat, iar cei care nu purtăm numele Sfântului Ierarh Nicolae să purtăm milostenia, să purtăm blândețea, să purtăm înțelepciunea unui ierarh care veghează de acolo de sus și dacă vede că avem nevoie, cu siguranță ne trimite ceea ce avem nevoie, dar atunci când noi constatăm că ne-a dat mai mult decât aveam nevoie, să știm că Sfântul Ierarh ne-a dat ca să putem să gustăm și noi bucuria de a da mai departe. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.